După ce au înfruntat HCM Constanța și Steaua, jucătorii pregătiți de Leonard Bibiric revin în fața suporterilor contra unui adversar accesibil. Roncli Brașov nu a reușit să strângă 5 etape decât un singur punct. Leonard Bibiric este însă precaut înaintea meciului de sâmbătă. Consider că este un meci foarte greu, având în vedere că e o echipă nouă promovată, cu jucători tineri și ambițioși, care își doresc să câștige meci de meci. Până acum, în etapele pe care le-au disputat, au pus probleme foarte mari tuturor echipelor. Consider că trebuie să nu-i subestimăm, ci totodată trebuie să ne depășim pentru a putea câștiga sâmbătă meciul. Sucevenii și-au amintit de sezonul trecut, când CS Pitești a surprins reușind să obțină o remiză la Suceava, scor 29-29. Chiar aseară, la vizionare, ne-am amintit de eșecul cu Piteștiul. Sperăm să nu mai facem același greșeli din trecut, având în vedere că ne-am mai și maturizat și am mai trecut și un an de zile peste noi. Meciul dintre Universitatea Suceava și Roncli Brașov va avea loc sâmbătă de la ora 17 în sala LPS și va fi arbitrat de tandemul Mocani Pop din Hunedoara.